Tragere la sorți a avut loc în biroul președintelui Tribunalului Buzău într-un cadru restrâns, având în vedere că doar 3 judecători s-au aflat pe lista candidaților. Președinte Adriana Nicolae. Gabi, pentru doamna Ridiche Daniela, așa desemnat-o, și domnul Pușcă, care este prezent, i-a rămas ultimul bilet. Pe este cel rămas aici, președinte domnul Pușcă. Nu, dacă mi-era frică, nu mă înscrie. Astăzi a avut loc tragerea la sorți a președintelui Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Buzău pentru referendumul care va avea loc în zilele de 6-7 octombrie, în zilele de 6-7 octombrie 2018, referendum convocat pe tema familiei tradiționale. În lista de participanți s-au înscris 3 judecători din cadrul Tribunalului Buzău. În urma tragerii la sorți, domnul judecător Pușcă Aurel a fost desemnat președinte al Biroului Electoral Județean Buzău. Interesul pentru funcția de președinte al Biroului Electoral Județean a fost mult mai mare la alegerile din anii trecuți. Probabil faptul că suntem după vacanța judecătorească și în momentul de față chiar este încărcată agenda instanțelor judecătorești cu multe dosare care au intrat în perioada vacanței judecătorești pe rolul instanțelor, cred că acesta a fost motivul principal pentru care, mă rog, s-au înscris numai 3 judecători din cadrul tribunalului pentru a participa la tragerea la sorți. Bej urmează să fie completat cu 6 membri ai formațiunilor politice. Judecătorul Aurel Pușcă este obișnuit cu funcția de președinte al Biroului Electoral Județean, coordonând activitatea forului de mai multe ori. Ultima dată, Pușcă a fost președinte atât la alegerile locale, cât și la cele parlamentare din anul 2016.